Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod cu achizițiile din piața de vechituri. Dacă vedeți cumva că numărul la episod e un pic diferit, să știți că nu am sărit episoade, la fel și la cel cu plimbarea la Oser. Pur și simplu urmează să le renumerotez, să le schimb thumbnail-urile, să fie toate într-un playlist. Toate achizițiile și toate videoclipurile cu plimbarea prin piața de vechituri. Cam atâta legat de informațiile despre canal, deci o să fie mici schimbări pe canalul de YouTube. Și acum o să trec la achiziții, destul de puține, deși m-am dus pregătit, dar nu prea am găsit. Și weekendul anterior când am fost, când nu eram pregătit, am ratat inclusiv un lot destul de interesant de casete XXX și cam îmi pare rău după ele, dar na, asta e. Și weekendul ăsta când am fost pregătit nu am găsit mare ceea. Așa că o să vă arăt fix 4 chestii ce am cumpărat. Acest controller e un controller de PlayStation 2. Extreme, pare destul de țapân, să zic, față de controlerele obișnuite de PlayStation 2, deci chiar arată foarte bine și de nu e original, dar parcă calitatea e destul de bună. Ăsta l-ați văzut în videoclipul cu plimbarea, știți că mai postez și acolo cam ce cumpăr, a fost 5 lei. Mai mult decât ok. Așa. Două jocuri de PSP. Astea le-am văzut și acum câteva săptămâni. Da, erau pe terminate banii, așa că nu le-am luat. Și le-am regăsit acum. Sega Mega Drive Collection. Cuprinde mai multe jocuri. Evident, dacă e o colecție. Sonic, Phantasy Star 2, 3, 4. Ce mai e pe aici? Super Thunder Blade. Da, destul de interesant. Pentru PSP. Și jocul ăsta. Pursuit Force. Extreme Justice. Ambele sunt complete, cu manual, de-aia le-am și luat. Opa. Vreau să sară la mine. Ambele au fost 30 de lei, 15 lei bucata. Și cum am spus, videoclipul mai scurt, așa, am mai luat și încă o spurcăciune de asta, că altcumva n-am cum să le zic. Așa, cred că deja ați văzut filmulețul cu testul la el. Funcționează, citește CD-urile, atâta că nu într-o condiție foarte bună estetic, e destul de zgâriat. În momentul ăsta când filmez videoclipul, încă nu i-am testat internetul. Să văd dacă merge wireless-ul pe el. Da, pentru 20 de lei cât a fost, am zis că îl iau. Poate arată mai bine ca celălalt negru care l-am, că celălalt e destul de zgâriat. Da, se pare că nu. Oricum va trebui să îl desfac, să-l curăț în interior. O să am un pic de lucru cu el. Deci cam da, cam acestea au fost achizițiile, poate weekendul următor o să am mai mult noroc și o să fiu și pregătit financiar. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!